Bine v-am găsit! În urmă cu 2500 de ani, marele filozof Platon scria lucrarea Carmides, în care Socrate, maestrul său, este prezentat ca un discipol al unui medic și tracoget zalmoxian. Mai mult decât atât, el prezintă știința medicală a tracogeților ca fiind superioară celei grecești, dând detalii despre viziunea holistică a medicilor zalmoxieni. Printre altele, în lucrarea Carmides, Socrate ne mai spune că medicul tracoget l-a învățat următoarele, citez: sufletul se vindecă cu descântece. Descântecele sunt vorbele frumoase care fac să se nască în suflet înțelepciunea. Astăzi, după 2 milenii și jumătate, perspectiva zalmoxiană asupra medicinei este confirmată de știință. Am făcut această introducere pentru că în emisiunea de astăzi, împreună cu profesorul Dumitru Constantin Dulcan și terapeuta Titiana Popa, autoarea cărții Vindecarea prin Cuvânt și practiciana sistemului Body Code, un sistem de echilibrare energetică a corpului uman, vom vorbi despre forța subconștientului în procesul de vindecare și autovindecare și puterea terapeutică a cuvântului. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Pentru început, ca să avem un cadru cât mai clar și mai științific, domnule profesor, spuneți-ne sau ajutați-i pe cei care ne privesc să înțeleagă ce este subconștientul. Să avem o bază de plecare, pentru că discuția noastră și terapia pe care ne-o propune doamna Titiana Popa are legătură cu acest impact al cuvântului asupra subconștientului. Conceptul a plecat de la Freud, de fapt. Vorbim despre inconștient. Când spunem subconștient, vorbim, de fapt, de anticamera conștientului. Din punct de vedere anatomic, vorbim de conștient care ține de structura cortexului, deci îmbrăcămintea exterioară a creierului, și subconștient, ceea ce trece dincolo de. Dar mai e încă un motiv pentru care de cele mai mult se spune subconștient în loc de inconștient. Pentru că în ceea ce numim noi subconștient, deci în acest segment al creierului uman, este cu mult mai mult, infinit mai mult conținut, referindu-ne la procesele, în primul rând, de ordin fiziologic, la emoții, la o serie întreagă de concepte pe care le preia de la nivelul conștientului și le finalizează la nivel de subconștient, inclusiv despre emoții, în care, iată, suntem în cadrul pe care îl discutăm în clipa de față. Se spune următorul lucru, că dacă conștiința este conștiința care știe, am definit eu, care știe că știe, subconștientul este conștiința care nu știe că știe. Adică, o serie întreagă de elemente, de concepte, sunt preluate de la nivelul conștiinței și procesate la nivelul subconștientului. Hai să ne gândim numai la această imensă populație a celulelor. Se spune că am avea mai multe celule decât stele în galaxie, fiecare celulă numărând de la 1000, alții 10.000 până la 20.000 de reacții pe secundă. Ia mulțiți dumneavoastră miliarde de miliarde de celule cu această cifră exponențială, să vedeți ce reacții fantastice se petrec. Și nu numai asta, dar gândiți-vă că toate aceste celule, în funcționalitatea lor, sunt de asemenea manieră sincronizate, coordonate, de maniera în care în momentul în care noi gândim, ne exprimăm, să fim coerenți. Pentru când această coordonare a unui uriaș ansamblu de reacții nu se mai se sincronizează, nu se mai coordonează, în clipa aia devenim confuzi. Este ceea ce numim confuzie. Mai mult decât atâta, la nivelul subconștientului sunt aceste modele, pattern-uri sau arhetipul despre care a vorbit și Platon, care l-ați amintit dumneavoastră, și Jung. E bine, care ar însemna modele funcționale, pe de o parte. Deci tot ceea ce specia noastră pricepe și transmite dintr-una în alta se procesează la nivel de subconștient, mă refer la modele funcționale, inclusiv modele patologice ale bolilor. Dar mai mult decât atât, acolo este informația acumulată, spun eu, întreaga informație a Universului. Că dacă vorbim despre arhetipul, cum spunea și Jung, vorbim de un arhetip colectiv, deci este informația unei specii, și de arhetip individual în care este istoria noastră.
De manieră în care am avut mai multe conferințe și doamna Popa știe lucrul ăsta, de că am avut și la Lui Cuvânt și am discutat despre asta. Dacă noi am avea acces la citirea subconștientului, noi am putea să știm toată istoria noastră personală, dar și istoria Universului. Pentru că, cum numesc eu, la nivelul subconștient este o bibliotecă a Universului. Probabil odată până evoluție, că toată lumea se întreabă care va fi următoarea evoluție a omului. Sigur, nu o să ne crească nici 3 mâini, nici 12 degete, ci ceea ce se speră prin evoluție și ar fi normal să credem așa, este de fapt creșterea capacității creierului de interpretare, de înțelegere a realității, de a obține, capacitatea de a prelucra cât mai multe informații, pentru că civilizația observa și dumneavoastră una e ce știam acum, să zicem, 500 de ani și cu totul altceva ce știm în clipa de față. Deci, putem spune că informația se înmulțește în progresie geometrică, creierul deocamdată rămâne același, deși se spune că noi avem o educație limitativă. Dau exemplu că avem 98 de strofe ale Luceafărului și dacă îl pui pe cineva să le memoreze, zice, atât de multe, deja ți-ai pus o barieră. Asta se cheamă barieră psihologică. Că realitatea, cel puțin pentru acei tipi care vedeți că se întreagă de performanțe cu totul deosebite în materie de cunoaștere, demonstrează că, de fapt, creierul nostru are capacitate infinit mai mare, dar că prin educație ne-am obișnuit să citim, numai atât putem să știm de aici până aici, ceea ce este adevărat. Și un lucru care este legat de asta, iată, vorbim de această dublură a conștientului. Deci, conștiința este, de fapt, a ști, e o rațiune. Dar aproape în toate reacțiile de ordin rațional, noi ne însoțim în gândirea noastră și de un efect de ordin afectiv, sentimental, adică acelei participări a afectelor în care evident că au centri subcorticale unde sunt procesate, dar iată școala inimii, sau mai exact se spune școala de matematică a inimii din California, care este creată în 1992, vorbește despre rolul inimii în procesarea afectelor, care după aceea le transmite creierului, scopul ei fiind acela de a utiliza cu un potențial maxim posibilitățile subconștientului. Deci, referindu-ne la subconștient, vorbim, dacă vreți, aici de o întreagă uzină a corpului uman. Gândiți-vă numai toate funcțiile corpului. Ficate vreo 66 de funcții. Dar funcțiile inimii, dar funcțiile nichiului, etc., etc. Tot acest ansamblu fantastic de reacții fiziologice, evident, este coordonat, spuneam, și sincronizat de ceea ce numim subconștient. Și, așa cum a spus dumneavoastră, modul în care noi interacționăm cu lumea prin cele 5 simțuri arată, cum ați spus, o coordonare precisă. Perfectă. La care noi, conștient, nu avem un aport, adică nu stabilim noi că acum aducem mâna, noi nici nu ne gândim la asta, că facem anumite lucruri, ne privim, receptăm mesajul, ci este expresa acestui subconștient. Într-adevăr, sunt mulți oameni care au ajuns la, care au niște capacități extraordinare, o memorie, pot să facă calcule, să concureze un computer, etc. Ceea ce arată că, într-adevăr, există această posibilitate. Prin urmare, nebunia transumanistă a trebuit să fie pusă, cu botul pe labe, să spun așa, cu argumentele științei, arătând că nu avem nevoie să avem implanturi în creier și să devenim niște cyborgi, ci este nevoie să găsim metode prin care să putem pătrunde în străfundurile ființei noastre, să identificăm anumite mecanisme, să le facem conștiente și voluntare pentru a putea manifesta aptitudini nemaipomenite, excepționale. Dați-mi voi încă o observație, să fac, că mi se pare extrem de interesantă. Uite, întrebarea este, gândim sau suntem gândiți? Vă dau un exemplu în care suntem în dubitație. S-a sezizat că în momentul în care, de pildă, vreau să ridic mâna, înainte de a ridica mâna, în centrul din creier care comandă mișcarea mâinii mele, deja cu câteva mii de secunde înainte s-a produs o fază de dilatație, aduce mai mult sânge, mai mult combustibil, deci glucoză, că eu să pot face gestul. Înainte de intenția conștientă de a face. Asta se întâmplă înainte ca eu să conștientizez. Și dacă asta se întâmplă, atunci întrebarea mea este, gândesc eu? Că de data asta nu putem spune că am gândit, ci da. Mai degrabă că suntem gândiți. Ați pune o întrebare extraordinară de ordin ontologic asupra. Da. Creierului și conștiinței noastre. Mai mult decât atât,
Sigur, n-am vrut să epuizez subiectul spunând că o serie întreagă de fenomene se petrece la nivel de subconștient, în ceea ce mai ales privește dezvoltarea personală, dar poate pe parcurs vom discuta și asta. Dar chestia asta cu activarea centrilor care, de care depinde mișcarea noastră sau poate chiar gândurile noastre, poate că chiar în momentul în care gândim din subconștient, poate că avem deja niște engrame care ne îi se dau rațiuni și pe care le pronunțăm conștient. Cert este că creierul reprezintă cel mai fantastic și plin de mister structură din univers. Este un lucru colosal. Da. El, la ce ați spus acum, este inclusiv o cercetătoare care cred că doresc în română, deși lucrează în Franța, Hélène Sirigu, despre faptul că deja creierul nostru este antamat în activitate încă înainte de a fi conștienți că vom face un gest. E într-adevăr o problemă complicată, pentru că ridică semne de întrebare. Dar fascinantă. Ce mai frumos decât să afli niște lucruri care țin de misterul nostru. Se par formidabil. Da. Adică eu sunt, din punctul ăsta de vedere, sunt foarte încântat de evoluția științelor. Imaginați cât știm noi de mult astăzi față ce știam cu 100 de ani. Cât o să știm peste 50 de ani. Ca și țin de subconștient, inclusiv, dacă vreți, capacitatea noastră, longevitatea noastră. Pentru că fenomenul se petrece aici, la nivel de subconștient, și este extrem de important să știm acele condiții prin care noi să putem să permitem subconștientului să preia acele funcții, să păstreze un timp cât mai îndelungat la nivelul unei capacități normale și benefice. Acum m-aș adresa doamnei Titiana Popa, pentru că dumneavoastră este implicată într-o terapie care face apel exact la subconștient prin anumite metode. Din discuțiile pe care le-am avut și cu dumneavoastră și cu domnul Dulcan și ce am mai citit, reiese că o serie de pacienți cu probleme grave au putut fi ajutați să ajungă la vindecare prin intermediul acestei metode. Sigur că, din perspectiva medicinei clasice, metoda pe care o folosiți dumneavoastră nu este neapărat una agreată sau despre care se discută. Dar astăzi, așa cum poate fi dovedit, știința confirmă faptul că puterea emoțiilor, puterea cuvântului au un efect extraordinar asupra ființei noastre și pot să genereze vindecare sau îmbolnăvire. Prin urmare, noi putem programa subconștientul să se implice în rezolvarea unor probleme, dacă știm cum. Da. Mai mult decât atât, un terapeut ca dumneavoastră, din câte înțeleg, poate să facă chiar mai mult. Adică și să ne explicați despre ce este vorba, în ce măsură această carte pe care o avem aici, da? Vindecarea prin cuvânt. Ce vreți să spuneți cu acest titlu? Cu acest titlu. De mai bine de 5 ani sunt practician body code, dar lucrând așa de mult și fiind foarte aproape de biserică, am adus în această tehnică body code, am adus puterea cuvântului. Și atunci am sesizat că imediat rezultatele celor care apelau la practica body code erau miraculoase. Deci, clar, vibrația cuvântului și puterea cuvântului pe care eu l-am înglobat într-o rugăciune a ajutat persoana să se vindece miraculos, aș putea spune. Deci, în primul rând, să răspundeți ce este body code. Înțeleg că dumneavoastră ați îmbunătățit metoda pe care ați învățat-o în Statele Unite. Să ne spuneți și cine și... Da. Body code este o metodă înființată de dr. Bradley Nelson în Statele Unite. El a făcut un program pe calculator, pe computer, foarte bine structurat, anatomic și nu numai, care ajută pe o persoană care nu este avizată, nu are studii medicale, dar învățând testarea neuromusculară, poate accesa. Deci eu, dacă mă rog, pot să accesez energia ta și să măsor neuromuscular, ținând degetele de la o mână rotund și celelalte încerc să desfac acest cerc. La da nu se va deschide, la nu se va deschide.
și pot să aflu ce este în regulă în corpul tău. Adică din ce înțeleg eu acest dar sistem... Dar cu ajutorul rugăciunii, deci folosim acel satelit divin. Da. Pentru da, accesa. Din ce înțeleg eu, că eu încerc să mă pun în postura telespectatorului și atunci caut să am obiecții sau să am întrebări. Înțeleg că acest sistem body code vrea să, adică a găsit niște coduri pe care pot fi identificate în zona musculară, în corp, prin atingere, prin așa, care înseamnă ceva. Dacă codul ăla poate fi identificat de terapeut, știe care e problema și poate să vină cu intervenția. Să spunem mai întâi că înseamnă codul corpului, că toată lumea știe engleză. Da, codul corpului. Acolo poți, în el sunt înglobate și emoții, sunt înglobate și sistemul osos sau sistemul endocrin sau sistemul circular, toxicități care ne pot afecta corpul. Sunt patogeni, adică paraziți. Chiar un parazit se poate detecta cu această testare neuromusculară. Și puteți ști exact ce fel de parazit este? Nu, sau, nu neapărat. Sau e anumită energie pe care o identificați. E o energie care o identifici. Dr. Blaine Nestor separă paraziții în patru mari, fiindcă paraziții sunt peste 240 de specii în corpul uman, le pot fi găsite. Dar sunt separate în mari, mici, celulari și microscopici. Și atunci poți să spui, vezi că ai o problemă cu paraziți microscopici, care ți-a afectat. Dar cursul pe care o să-l facem săptămâna aceasta se referă strict la vindecarea prin cuvânt. Eu, lucrând foarte mult, am descoperit că sunt și alte genuri de energie care ne afectează. Și atunci asta era vorba, că extinde de codul lui Nelson, merge și la alte tipuri de energie. Deci nu este strict predarea cu cărții sau, mă rog, metode pe care a folosit-o Nelson și pare că se avem și în România. Deci, Dumnezeu extinde la o să întreagă de alte simptomatologii sau alte forme de energie, cum le numește dânsa. Este o extensie a metodei. Despre asta vreau să se înțeleagă. Și găsind acea energie care... Deci eu am numit tabelul energiilor care ne afectează starea de sănătate. De exemplu, putem găsi o energie de neîncredere. Și această energie de neîncredere poate că ți-a afectat ficatul. În momentul în care am, cu ajutorul magnetului, mergând pe meridianul vasul guvernor, cu formula de rugăciune, formulez o rugăciune. Deci, să zicem, tu ai o durere este de este un fel de radiestezie la nivelul corpului, să spunem. Da, adică dar pe care o măsori, măsurătoarea se face pe corpul tău ca terapeut. Da. Poți să fac și pe corpul tău. Deci, deci, dumneavoastră, puteți să mă luați pe mine ca pacient. Și puteți face măsurătoarea și pe corpul dumneavoastră, avându-mă pe mine în minte, pentru a identifica... Da. Deci poți să spun într-o expresie. Dumnezeu investigează subconștientul, acele energii patogene din subconștient, care au, după Nelson, sunt și emoții captive sau rezidențe, cum le numește el, dar și alte forme de energie. Acest test neuromuscular pur și simplu investigează subconștientul. Spune... de are tabelul ăsta să coincidă cu ceea ce scrie în acest tabel, cu ceea ce găsim la nivel de subconștient, după care folosește metoda pe care o are de scoatere. Aș face o observație, pentru că zic eu că este foarte important. Mulți s-ar putea să spună, domnule, metoda asta este mistică, nu ne interesează, sunt prostii. Dar eu mă gândesc e mistică. Nu. Eu mă gândesc la următorul... Discut și asta. Da. Eu mă gândesc la următorul lucru. Sunt animale, și asta se știe, care însoțesc bolnavi și care pot să miroase, simt dacă a apărut cancerul. Pisica stă pe un loc cu durere. Eu am văzut chiar ieri un film documentar despre puterile excepționale ale animalelor. Da. Și a fost prezentat un caz al unei tinere care la 12 ani a fost identificată cu o boală rară în care leșina fără niciun simptom. Adică stătea de vorbă și toată cădea jos. Și sigur că, având această boală, era o problemă. Putea să leșine oriunde, pe stradă, în metrou. A rămas în casă, izolată. Până când a primit un cățeluș și la un moment dat, într-o zi, cățelul a venit, s-a pus în fața ei, s-a uitat așa și a lătrat. După 5 minute a leșinat.
A simțit cățelul. Cu altă ocazie, da. Cu altă ocazie, de câteva ori s-a întâmplat, așa până când și-a dat seama, stai puțin că cățelul știe cu 5 minute înainte de a apărea criza, da, deși ea nu are niciun simptom, nu se simțea rău, nu nimic, că apare. Deci asta este, da, o facultate excepțională pe care noi, cei mai mulți, nu avem. Înțeleg că în această metodă... Hai să completez ce spui. Da. Animalele, am sesizat asta cu multă vreme înainte, au un registru de percepție a energiilor noastre cu mult mai extins decât omul. Da. Socrul meu avea un cățeluș care încă din metroul sesiza că vine. Și începea să latre, își anunța stăpânul. Pisicile se așează pe locul bolnav. Dar vă mai spun un lucru care și recent l-am auzit asta. Sunt câini care nu mai vor să-și părăsească stăpânul care pierde și rămân la nivelul în care el este pământat, pur și simplu refuză hrana și mare odată cu stăpânul. Păi nu este o energie. De unde știe el mai întâi unde e mormântat? Doi, nu e clar că viața are un tip de energie și moarte, altă energie și pe care acel animal este devotat, o simte, o știe? Da. Deci, părerea noastră despre animale este una foarte limitativă. Și spun că faptul că noi le-am numit dobitoace, s-ar putea ca și el să gândească despre noi la fel. Da. Și cred că greșim și unii și alții. Și mai este un aspect, să ne gândim la faptul că animalele au un spectru mult mai larg. Exact. Simt câmpurile energetice. Păi, asta spuneam. Văd noaptea, țiparii produc curent electric. Vede infraroșu sau văd în infraroșu. Sau în ultraviolet. Albinele văd în ultraviolet, șerpii în infraroșu. Da, adică dacă ar ști să ne spună, probabil animalele ne-ar spune. Vezi că ai o problemă la ficat, vezi că ai aia, pentru că văd anumite deformații ale culorilor și își dau seama, adică pentru ele e ceva, nu știu să spună, habar n-au despre ce este vorba. Toate cuvinte horați, încerci pe pământ, este cu mult mai mult decât cu mintea ta cuprinde, da? Shakespeare. Am făcut această paranteză tocmai ca cei care sunt cârcotași să înțeleagă că este posibil ca și un om, dacă își dezvoltă anumite, prin practică, anumite abilități, să poată să perceapă lucruri pe care un om obișnuit nu le poate percepe. O să fac o completare. Apropo de asta, sigur că de-aia unii ar putea să cărcotească, să spun, că folosesc un limbaj, da, al unui profesor celebru despre lucrul ăsta. Școala de medicină, școala inimii, matematica inimii din California, a experimentat ceea ce se numește conștiință globală, care este identic cu rugăciunea. Deci, Herbert Benson, la Harvard, dar nu numai, o serie întreagă de cercetători, au folosit fie rugăciunea, fie simpla concentrare asupra unui lot de bolnavi care era internat în spital. Cu același diagnostic, un lot martor și un lot asupra căruia cineva se ruga pentru însătoșirea lor, fără ca ei să știe. Pur și simplu, grupul pentru care cineva s-a rugat, Herbert Benson, da? Harvard, s-a vindecat de două ori mai repede și cu medicație mai redusă. La San Francisco, din nou, mii de bolnavi au fost studiați în această manieră. Spuneam de Institutul Inimii, Matematica din California, că au experimentat fie la nivel de limbaj laic, fie la nivel de rugăciune. Ce înseamnă rugăciunea? Hai să definim lucrul ăsta, pentru că ne obnubilează unii termeni pe care nici nu îi explicăm, nu mai vorbim și aruncăm cu noroi asupra lor fără să fim informați, de fapt dându-ne un certificat, da, de ignoranță. Multă vreme noi credeam că rugăciunea este o simplă vorbă aruncată în vânt pe care nimeni nu o receptează. Ei, acum studiile făcute, și am citat, nu mai iau de capul cu crearea lui în 1990, studiile făcute de acest institut au demonstrat ceea ce numesc conștiință globală. Dacă mai mulți oameni gândesc în același timp și au reușit uneori și mici, chiar milioane de oameni, au anulat bombardamente de pildă deasupra unor orașe în care erau în situație de război. Au anulat de la Washington într-un an frecvența criminalității era destul de crescută. Și un grup de oameni care s-au concentrat asupra reducerii acestei frecvențe au reușit la Washington să reducă iunie și iulie enorm de mult această frecvență. După care a venit la loc. Cu alte cuvinte, vreau să subliniez clar. Dacă doamna folosește un limbaj canonic pentru că ține de o anumită instituție, e unul. Dar și dincolo, că limbajul este canonic sau este un limbaj simplu, laic, asta a demonstrat Institutul Inimii din California, că indiferent de limbajul folosit, în momentul în care noi gândim pozitiv, sincronizat la o idee,
ca un eveniment să se întâmple, lucrurile astea se petrec la fel. Asta înseamnă știință. Mai spun un lucru, apropo de subconștient. În momentul în care noi ne gândim la o vindecare, păi noi luăm acum, știm bine din fizica cuantică, că la nivel de câmp cuantic există o infinitate de posibilități latente. Creierul nostru, prin dumnea ei, sau autovindecarea, noi preluăm din câmpul cuantic ipostaza vindecării și pur și simplu aducem în subconștiință, o materializăm. Deci asta este pură fizică cuantică, indiferent că asta e rugăciune sau e simplă meditație. Vreau să stabilim aceste lucruri pentru că adeseori, fără să citim, fără să ne informăm, dăm așa noi din gură să combatem niște oameni care, fără să ne sezăm, de pildă cineva se întreba așa, naiv, ce o fie conștiință globală, să citească. Da. E mai mult, să citească. Există această tendință, ce nu înțeleg, resping. Da. Păi cei care resping nu au niciun argument, ci pur și simplu nu e adevărat. Da. Mulțumesc. Păi asta spune orice om de informat, ca să nu spun naiv sau inocent sau ignorant. Da. Așa, dați-ne mai multe detalii despre această tehnică și această modalitate de terapie. De se folosește rugăciunea în primul rând, ca să te poți conecta la persoana pe care lucrezi. Cei care practică acest sistem body code folosesc rugăciunea? Fiecare deci, în felul, nu, doctor felul ei. Bretele Nelson, orice seminar începe cu o rugăciune și le spune că crede că această terapia a venit prin inspirație divină și așa a făcut acest program. Și eu spun că am continuat acest lucru tot prin inspirație divină, fiindcă pur și simplu au curs toate aceste cuvinte care eu le-am pus într-un tabel. Aceste 81 de cuvinte care reprezintă energii care ne afectează viața. Au venit pur și simplu către mine. Și așa dumneavoastră aveți mulți ani, ați pictat biserici. Deci cumva ați fost în acest câmp spiritual toată viața și atunci pe acest fond... Tocmai de asta și folosește limbajul sfântei tot. Sigur. Sunt soție de preot, deci am fost în biserică și era normal ca să integrez... Era și păcat să nu-l folosească de vreme ce îi e foarte uzual. Da, să integrez. Deci pur și simplu, după ce am citit cartea, a venit pur și simplu rugăciunea, mi s-a părut prea... Chiar numai să dau cu magnetul de 3 ori, cu doar gândindu-mă că scot frica cuiva, mi s-a părut că e nevoie ca acel om să audă și să perceapă acea undă vibrațională. Și formulat o rugăciune și... Adică sunt rugăciuni specifice pentru... Sau... Le construiești, de asta acest ghid va ajuta lumea să construiască o rugăciune pentru orice afecțiune. Da, înțeleg. În afară de faptul că dumneavoastră puteți interveni să faceți o astfel de terapie, oamenii care sunt interesați pot să li se oferă o rețetă pentru a se ajuta, în primul rând, pe ei. Daniela, apropo de asta, și Nelson, creatorul metodei, și el folosește, apelează la rugăciune. Da. Scrie, am citit cărțile lui, Sfântul și limba română, deci nu este vorba că cineva s-a trezit în universul ăsta să folosească rugăciunea și vezi, Doamne, să inflameze nu știu ce mințile informate. Nu, pur și simplu. Și cel care a creat școala, Nelson, și el apelează la rugăciune. Dincolo de faptul că am demonstrat cert că fie rugăciunea, fie numai limbajul laic, au aceeași eficiență. Da. Și cu ajutorul testării neuromusculare se poate afla foarte ușor dacă, de exemplu, emisfera ta cerebrală din dreapta comunică cu cea din stânga 100%. Sau stânga comunică cu cea din dreapta, fiindcă de multe ori am găsit valori diferite. Și atunci apar dezechilibrele în corp. Nu știm de ce suntem apatici, de ce avem o instabilitate psihică sau o frică, sau nu putem dormi, nu ne putem concentra. Apar tot felul de stări. Și întotdeauna, cel puțin la prima sesiune, verific comunicarea emisferelor cerebrale. Și până nu le pun la punct, până nu ies la măsurătoare că dreapta comunică cu stânga 100% și stânga transmite către dreapta 100%, nu încep să vedem. Asta fie o condiție a procesului de vindecare. Procesului de autovindecare, da. Fiindcă noi avem acea matrice care are toată informația de a regenera fiecare părticică din corpul nostru care este afectată. Dar și această matrice poate să fie afectată.
poate energia ei să fie afectată și atunci, prin această testare neuromusculară, găsești motivul. Cu ajutorul tabelului, întrebi, există vreo energie în corpul tău care ți-a afectat energia matricei tale? De corpul tău nu mai reușești. Așa se justifică și procesul de îmbătrânire al nostru. Fiindcă noi n-ar trebui să îmbătrânim atât de repede. Noi avem capacitatea de a ne regenera toate celulele din corpul nostru și organele și să ne păstrăm mult mai sănătoși și tineri. Și cu întrebarea, există vreo energie din acest tabel care ți-a afectat, ți-a generat îmbătrânirea ficatului? Da, ok, dacă această energie este, e pe coloana A, B sau C? Și măsurătoarea o să mă ducă, să zicem, la coloana C. Bun, este pe rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4. Ok, pe rândul 4, ce energie am aici? Am aici fobic-obsesiv. Am energie de bârfă, energie de obsesie, energie de paranoie, energie de ostilitate. Toate energiile astea ne pot... Deci dacă cineva este ostil față de tine, îți poate afecta starea ta de sănătate. Și atunci, cu magnetul, mergând pe vasul guvernor de jos în sus de la coccis până în creștet, vii care și scoți. Care coincide cu creierul de asta vasul guvernor. Da. Începe vii și de scoți, până la coccis. Formulând rugăciunea, vii și scoți toată această energie și o să simți pe toată pielea ta, pielea, ți se face pielea de găină, pur și simplu, în momentul în care am venit. Și deci, poți și doar cu mâna. Practic, rugăciunea este modalitatea prin care vă conectați la o energie superioară ca să puteți simți. Este ușa de acces către această sensibilitate sau vă permite să aveți această sensibilitate și să simțiți lucrurile. Deci trebuie să fiți într-o stare de integrare, înțeleg așa, spirituală. Da, la fel ca și limbajul laic, să nu se înțeleagă că este exclusiv. Am înțeles. Da. Folosește pentru că ține de instituție, dar putea să folosească orice deci limbaj. Aceeași metodă pentru un om hipersensibil, folosind un limbaj... Demonstrația este făcută deja de un efort științific. Da. Ceea ce spunem noi. Da. Am înțeles că v-ați structurat o metodologie, ca să spun așa, o hartă în care puteți să identificați mai ușor și să știți cum să acționați. Să ajung la diagnostic. Da. Domnule Dulcan, ca să nu intre pe dumneaei, cunoașteți direct persoane cu probleme grave de sănătate care au fost vindecate cu ajutorul doamnei Titiana Popa? Fără că, nume. Nu e așa că nu e bine să, dai, să te dai exemplu? Da. Deci am fost cu fiul meu la Sinaia, am cărat că asta este intelectuală, vine cu cărți și știință, e grea, nu? Da. Și mi-am decompensat așa să zic, o pensare radiculară, dar nu deosebită. Dar în orice caz mă sâcăia destul de mult. Eu eram la Sinaia, fiul meu a venit la București și o sună pe dumneavoastră care nu știu pe unde era. Deci acum n-am întrebat dacă era la câmpul. Deci ca să înțeleg, vă durea spatele rău. Mă durea spatele, fiimea i-a spus, uite, tatăl doare că l-a cărat greutăți. Și dumneavoastră de acolo, pur și simplu. L-am sunat pe domnul profesor. M-a sunat, mi-a spus ceva și nici am n-am am lucrat pe mine, deci a spus bine deci, domnul profesor. Mai mult decât atâta ce pot să spun că eu am sezizat asta. Dar știți și alte persoane? Dacă sunt... Că asta a fost o problemă minoră. Da, am văzut, sigur că da. Probleme la limita morții, vreau să zic, adică... Eu nu știu dacă... Hai să discutăm altfel. Da. Da. Orice medicație care se adresează unei patologii se compară nivelul de placebo. Deci placebo îi dai omului, să spunem, simplu talc sau apă ambalată într-o formă care reproduce un medicament și el poate să aibă un efect în jur de 30-30 ceva la sută eficiență. Îi dai același medicament care vrei să-l pui pe piață și dacă efectul este egal cu placebo-ul, atunci medicamentul nu este bun, pentru că și placebo, care înseamnă doar apă... Deci trebuie să fie mult mai... Deci atunci trebuie să depășească acest nivel de răspuns. Cu alte cuvinte, nu există metodă pe lumea asta să funcționeze 100%, pentru că nu corespundăm 100% ca structură. O infecție la mata poate să... Antibioticul, penicilina, să spunem, fost să funcționeze perfect, la mine nu. Pentru că e alta receptivitatea mea, altă structura mea. De aceea medicina e grea. Am spus și o repet. Dacă medicina era, se putea duce doar la scheme exacte, riguros matematice, o învăța oricine, nu era nevoie de 6 ani, de doctorate și de ani de zile de muncă, ci pur și simplu învăța schemele și le aplica la toată lumea. Ei bine, nu funcționează.
Fiecare dintre noi citeam odată un lucru, știți, francezii sunt mai filozofi. Zice, deși toți avem aceeași structură cosmică, 4 membre, un creier, etc., etc., ca individualitate diferim om de la om. Și doi gemeni care sunt unii vitelini, dacă nu cresc în aceleași condiții, ajung cu răspunsuri diferite. În consecință, nu putem să pretindem la metoda asta să vindece cancere, tuberculoze, o serie întreagă de lucruri pe care medicina nu le are ca posibilitate. Există o modalitate statistică de răspuns a tuturor lucrurilor. Asta este ce mi se pare de bun simț și trebuie spus. Aș vrea să completez acest ghid. Deci, această tehnică nu exclude medicina alopată, dar mergând în paralel cu medicina alopată se întâmplă minuni. Asta e foarte important. Deci, atenție! Nu zice nimeni, ai cancer și nu mai face chimioterapie. Nici de cum. Urmărește-ți tot tratamentul pe care medicul ți l-a prescris, dar în paralel mergând și vorbind cu organele tale și refăcând legătura dintre creier și ficatul tău sau dintre creier și plămânii tăi, imediat plămânul tău se va vindeca mult mai rapid. Fiindcă s-a refăcut acea conectare care a fost afectată din cauza unei infecții bacteriene sau din cauza unei infecții virale sau dintr-o traumă fizică. Vii și ai scos acea traumă fizică. Cum o văd eu? Omul vine, s-a dus la medic, are un diagnostic, are un tratament, dar încearcă și metoda asta. Metoda poate să ajute. Știu de pildă undeva într-o țară din asta, din Orient, unde tratează alături de boala canceroasă și folosești și medicină alternativă, complementară, chiar și la Paris, știu că se întâmplă lucrul ăsta, pentru a combate unele simptome sau poate chiar ajuta. Deci, nu pretindem exclusiv, vine la mine om cu nu știu ce boli, eu nu știu ce diagnosticare și eu gata l-am vindecat. Pentru că ar fi aberație. Omul deja a parcurs un drum al studiului științific, prin medicina științifică, face doar o completare. Da. Și asta este foarte important. Adică, sau, vine prima dată. Dacă nu răspunde, omul îi se spune, domnule, caută-ți medicina clasică, uzează de medicina clasică, pentru că nimeni nu poate să pretindă că aceste lucruri sunt fundamentale și fenomenale. Toate lucrurile răspund în mod statistic. Asta este existența și universul. Pământul are 22 de kilometri oboseluri în plus, la ecuator are. Deci nu-i perfect rotund. Soarele are erupțiile de mii de kilometri dincolo de corana solară? Are. Da. Universul nu funcționează pe lucrurile 100% exacte, riguros exacte. Nimic nu. Orice metodă științifică are limitele ei. Asta trebuie spus pentru că poți să lași impresia că gata, venim cu un placebo, că venim noi cu o soluție de asta universală să rezolvăm lucrurile. Nu. Medicina clasică nu este exclusă sub nicio formă. Dar pot să vă povestesc un caz recent. În luna martie am fost tot pe această sală și am ținut împreună cu domnul profesor forța subconștientului în procesul de autovindecare și după aceea un tânăr la sfârșit a venit și a spus că dorește în privat să aibă terapie cu mine. Și ne-am văzut, avea o problemă cu ochiul, s-a născut cu ochiul stâng fix, nu putea să-l miște absolut deloc și nicio soluție medicală nu era, a fost la medici, a spus că nu poate fi operat, n-au ce să-i facă ca ochiul lui să poată să funcționeze. Și am testat dacă se poate face ceva, răspunsul era că da. Bun, îmi dau voie dacă răspunsul e da, bine, hai să vedem. Și am găsit o energie de sabotor, sub formă ca un bisturiu l-am testat eu, care îi tăiase energetic mușchiul. Am scos acest sabotor cu ajutorul magnetului. Deci asta este modul în care interpretați dumneavoastră acest tip de limbaj propriu, limbajul științific, convențional. Da. Și am scos această energie, am reconectat, fiindcă toți mușchii, am desfăcut Google-ul, am pus anatomia ochiului și am verificat, testând neuromuscular, ce defect are ochiul respectiv. Și am găsit mușchii ochiului, ar fi fost secționați energetic. Am refăcut această conectare, am întrebat, se are capacitatea de vindecare ochiului? Ieșa la testare că da. Timp de procesare cât? 2 luni de zile. După 2 luni de zile, acest băiat își mișcă ochiul. O să-l vedeți sâmbătă aici. Acest băiat își mișcă ochiul normal. Deci,
Fiind ochiul fix. Deci vine la conferința dumneavoastră da. Ca un exemplu, vine povestindu-și scris propria... pentru că dorește să-și învețe. Da. Sâmbătă va fi un seminar unde lumea va învăța cum să practice acest lucru. Și a fost atât de impresionat de tot ce s-a întâmplat cu el. Am lucrat câteva terapii cu el, nu o singură terapie. 4-5 terapii. Dar astăzi acest om își mișcă ochiul de unde nu se putea interveni. Deci sunt cazuri în care medicina nu poate să facă și totuși la analize apare că e ok, dar tu te simți rău. Și atunci, cu un astfel de ghid, poți să afli, să vezi, măi, totuși de ce eu nu mă simt bine? Și realizez că este o altfel de energie care nu se vede nici la RMN, nici la ecograf. Aici, sigur, mai trebuie să subliniem faptul că întotdeauna aroganța științei, indiferent că am fost în secolul XIX sau secolul XX sau acum, face ca ceea ce nu poate fi măsurat sau ceea ce deja nu a fost introdus în manual, nu există și nu se acceptă, până când nu este măsurat în laborator și mai departe. Este orgoliul științei. Este orgoliul științei, da. Am aici o energie de rigiditate, care poate să-ți afecteze starea de sănătate. În momentul în care ai scos-o, zona respectivă va fi mult mai flexibilă și poate să își recapete starea de bine. Sau energie de stagnare. Acea energie de stagnare nu permite celulelor... Este un limbaj metaforic mai degrabă, da. Specific. Da. Dar funcționează și este atât de simplu și de ușor, dar important e ca tu, ca terapeut, să lași ego-ul la o parte și să înțelegi că nu tu ești cel care vindecă, ci ești doar un canal curat și perfect. Așa ar trebui să fie orice terapeut ca să poți să-l ajuți pe celălalt. Deci aici nu funcționează acea zicere că fă ce spune popa, nu ce face popa. Nu. Da. Întâmplător îi cheamă popa. Da, chiar numele de familie este popa. Dar este bine ca terapeutul să fie o persoană sănătoasă pentru a fi un canal curat și perfect, pentru a permite acel transfer. Adică, în primul rând, este vorba de lucru cu tine însuți, ca da. Să ajungi la o stare de armonie, de echilibru, de sănătate, da. Că până la urmă cam așa trebuie pus problema. Noastră sunteți medic. Da. Un medic ar trebui să fie și un model pentru ceilalți, că dacă am 40 de ani, sunt medic și sunt plin de boli și fumez... Și medicul e un om. Sigur, dar... Te aștept să fie o mai multă atenție pentru propria sănătate, în cazul multora, pentru că până la urmă și la preoți la fel. Concluzia mea, dragul Daniel, este că omul trebuie să se adreseze mai întâi științifice și asta vine ca un adjuvant. Poate a rezolvat sau n-a rezolvat. Dacă a rezolvat, nu mai are rost să vină, dar dacă n-a rezolvat, e o încercare. Da. Aceste încercări, doamna le spune și în sală, nu știu dacă ai fost atunci la prima ședință, s-au dovedit foarte multe lucruri cu un răspuns foarte fericit. Dacă asta este o posibilitate, dacă nu exclude medicina clasică, pentru că de fapt despre asta e vorba, asta revoltă medicii, că vin cu metode de asta secundare și cred ei că rezolvă toate problemele medicine. Nimeni n-a avut această pretenție, nici doamna și nici cu atât mai mult eu care discut acum, nu pot avea pretenția să fie exclusiv o tehnică care să înlocuie medicina. Unde se găsește cartea dumneavoastră? Deocamdată este în cutie, o să fie sâmbătă aici, la sala Dallas. Adică mâine. Mâine. Deci emisiunea aceasta, ca să știe între spectatorii, o vedeți după data de sâmbătă, că noi am înregistrat-o vineri, deci nu avem timp să o procesăm. Dar probabil se va găsi și pe site. O să punem pe ecran adresa site-ului, pentru cei care sunt interesați. În încheiere, dacă fiecare mai are de făcut vreo completare. Acest ghid este un ajutor pentru suflet, minte și corp. Am văzut de foarte multe ori și o să demonstreze ziua de mâine că avem o sală plină de oameni care de-abia așteaptă întâlnirea. S-au cumpărat toate biletele. Stăm foarte bine la vânzarea biletelor, deci foarte multă lume a dorit să fie aici și sunt foarte mulți pe care deja am făcut această terapie, am aplicat această tehnică și rezultatele sunt miraculoase, într-adevăr.
Dar, din nou spun, nu exclude medicina alopată, dar apelând și la ea, se face lumină în capul omului și își dă seama, măi, am problema asta fiindcă eu n-am putut să accept, am o energie de neacceptare, am avut problema asta și n-am acceptat. Am editat o carte. Dai voie să spun. Subscriu la cele spuse de doamna Popa. Avem o medicină care se adresează corpului fizic, dar avem nevoie și de medicină care se adresează sufletului. Da, cred că asta face... Medicina populară a făcut treaba asta. În urmă cu niște ani am editat cartea Iuliei Brânză Mihaileanu, Credințe magice, la... Acum chiar îmi scapă titlul cărții pe care am editat-o, eu nu mai știu exact cum se numește. Credințe magice la Geto Daci. O vreau și eu, dacă vorbim. Să o cucinesc. Da? Cred că mai am, că s-a epuizat. Cred că mai găsesc undeva un exemplar. În care a făcut o investigație mai mulți ani în satele din Moldova pentru a culege descântece și a dat seama că există descântece aproape pentru orice. Da, da, da. În tradiția populară, cei care făceau acest fel de terapie la nivelul satului, foloseau astfel de scântece. Omul avea o problemă, mergea și făcea de scântece un fel de invocație a forțelor superioare. Eu am văzut, aplicând astfel de medicină, profesorul Victor Săhleanu, de pe vremuri un om de excepție, eu l-am văzut întotdeauna genial, a scris o carte de la magie la știință, în care par foarte frumos conectate aceste lucruri. Și să ne înțelegem, medicina n-a început cu om primitiv, din comuna primitivă, nu? Până la 1900 încoace, când secolul 20 începe în sfârșit să fim mai informați științific, totuși oamenii s-au avut nevoie de ameliorări, de vindecări și atâtea mii de ani există o experiență în domeniul ăsta pe care nu putem ignora. Multe din ele, după cum vedem, sunt și astăzi, deși asta nu putem să spunem că este o metodă de acum 1000 de ani, ci din potrivă, Nelson lucrează în timpul nostru cu ea. Dar, practic, confirmă metode străvechi. Absolut. Dar, încă o dată, avem nevoie de o medicină și pentru suflet, nu numai pentru fizic. Da. Noi suntem entități spirituale care ne servește un corp fizic. Suntem creația unei entități spirituale cu un corp fizic. Iată, de aceea, Platon, în lucrarea Carmides, prin vorbele lui Socrate, spune că medicina tracogeților zalmoxinei era superioară grecilor. De ce? Pentru că avea o perspectivă holistică, pentru că spunea că nu poți să tratezi doar partea, trebuie să tratezi întregul și că totul vine de la cap și de acolo pornește și în tot restul corpului. Deci, ce am voie să spun apropo de asta. A scris și Strabon și Tucidide au scris despre medicina getodaților, dar când am fost la Cos, unde, insula unde a fost Hipocrat, era un templu sacru al preoților și un templu medical. Ei, adeseori, unii împrumutau de la alții și Hipocrat de la templul cel preoților, dar și invers, o să întreagă de pildă, regimul alimentar, dieta, hrana, gimnastica, respirație, o să întreagă de sugestii. Au circulat de o parte și de alta. Nici medicina actuală nu poate să facă abstracție de unde. Multe lucruri care s-au dovedit a fi eficiente și omului de azi. Și vorbind de medicina getodacică, sursele antice spun că preoții getodaci erau, cel mai adesea erau vegetarieni. Deci aveau o abordare în care ei urmăreau să aibă o viață cât mai pură, cât mai curată, pentru a putea să intre în contact cu forțele superioare, dar și pentru a putea trata, că erau în același timp și vindecători. Da. Fără îndoială. Și întreaga lume, bazinul ăsta a fost recunoscut, evident, valoarea medicinii cetodacice. Da. S-au făcut chiar și trepanații în urmă cu câteva mii de ani. S-au găsit cranii, da, am văzut și eu. Și trusă dacică și de chirurgie. Și în Egipt i-am văzut și aici, da? Da. Foarte interesant. Deci e o tradiție și dumneavoastră veniți cu o perspectivă interesantă care confirmă tradițiile străvechi, pentru că până la urmă folosiți rugăciunea, strămoșii noștri cetodaci, Folosau descântecele, care erau tot o formă de a accesa forțele superioare pentru a avea impact asupra... Dragule, i-am dat în cărțile mele cel mai teribil exemplu. Toată medicina lumii poate să spună că asta nu avea vindecare. Deci iată pe acest calcandis.
aviatori al doilea război mondial să ofere voluntar. Se face o secțiune la nivel cervical a Măduvei. El rămâne tetraplegic, 24 de ani. Este îngrijit într-un sanatoriu unde soldații puteau să le acorde îngrijirea necesară fizică. El, nemai putând nici mâini, nici picioare să miște, ca să înțeleagă lumea ce înseamnă tetraplegie printr-o rană de război. A fost în America, la Howard Raska, era medicul lui Roosevelt. L-a ținut o vreme acolo, i-a dus toți medicii, mai mult n-a putut să facă. Ei, după 24 de ani, cineva vine la el și îmi dea, n-ar fi bine să te duci la Egina, unde până în 1925 a trăit părintele, sunt un ectarie ulterior canonizat, și se duce odată sau cea a doua oară. Ei bine, după a doua oară în care soldații s-au dus la biserica în care se află osemintele Sfântului Nectarie, seara are senzație prima oară că prin membrele lui încep să treacă niște curențe. Are, să spun, sugestia că ar putea să fie vindecare. Și roagă medicii ca a doua zi dimineață la ora 8 să vină să asiste la vindecarea lui. Ce s-a și întâmplat? Asta înțelegeți. Dar ca să înțelegi orice tânăr cum gândea, când Howard Rask, medicul, îl trimite înapoi, spune: dragul meu, ți-am adus toți oamenii de știință de care dispunem noi în clipa de față în America. A rămas un singur medic căruia ar trebui să te adresez. Și el zice: cine poate să fie mai deștept decât medicii mei? El spune: Dumnezeu. Tânăr, Dumnezeu? Ce să-mi facă mie Dumnezeu dacă medicii dumneavoastră n-au făcut nimic? Ei bine, în momentul când se vindecă, după ce merge la Egina, la Sfântul Nectarie, îl vezi cu ceas la mână, după poziția mai tăi vreo 10 ani, și se duce să-i mulțumească lui Havaras, care în timpul ăla avea un congres de chirurgie internațional și îl prezintă congresul. Păi domnule, eu sunt neurolog. Rog toți neurologii din lumea asta să spună dacă o tetraplegie prin secțiune medulară la nivel cervical s-a vindecat vreodată. Nu. Ei bine, asta da. Atunci, putem să spunem că rugăciunea, că legea nu are niciun eficient pe lumea asta, putem să spunem că asta e o simplă sugestie? Haide, să discutăm la modul serios. Da. Nu? Și o confirmare internațională, mai mult de atâta se poate? Nu. Deci, fără îndoială, și am scris și susțin, vindecările pe această cale a rugăciunii, a religiei, nu sunt egale ca frecvență cu cele ale medicinii științifice. Nici n-ar putea să fie. Nu sunt. Dar sunt suficient de multe ca noi să avem o sugestie că este o cale prin care se poate ajunge și acolo. Dacă vrem să fim onești cu noi înșine, dacă vrem să stăm doar cu orgolii și cu, privind oriunde, dar nu acolo unde ar trebui, atunci e fără discuție, că nu e cale de discuție. Da. Dacă îmi dați voie numai o secundă, fiindcă a pomenit de acel tânăr care a simțit furnicături prin corp, același lucru s-a întâmplat cu un băiețel de la noi din Dallas, eu înainte de a face certificarea, dar citisem cartea Codul Emoțiilor și am rugat, știam că băiețelul poartă ochelari foarte mult, minus 9 și plus 5, și nu vedea nici cu ochelarii ăștia cilindrici. Și după ce am citit cartea, am rugat-o pe mamă dacă îmi dă voie să lucrez pe el. Și în momentul în care l-am testat neuromuscular, ieșea că nervul optic este blocat. Și instinctual am început să-i bat la tâmplă cu intenția de a elibera blocajul din nervul optic. Și după aceea vine băiatul peste două săptămâni și îmi spune: știi, când mi-ai deblocat nervul optic, am simțit cum mi-a venit sângele la ochi. Asta a fost expresia copilului. Mi-a venit sângele la ochi. A simțit acea furnicătură care i-a venit la ochi. E acel copil, din acel moment, a fost sigur că el se va vindeca. Astăzi acest copil poartă 3,75, are momente în care nu poartă ochelari deloc și a luat permis de conducere și nu are obligativitatea de a purta ochelari. Un permis, de unde niciodată la prescripția care a avut-o nu avea, pune problema, nu intra în discuție că el va conduce vreodată. Este student la o facultate excepțională, e un copil de excepție. S-a echilibrat pe toate planurile, fizic, mental, emoțional și spiritual. Ei toți, toată familia fiind o familie foarte apropiată de biserică, așa, și oameni profund credincioși. Dar prin acest copil s-a
Și datorită acestui copil, el mi-a zis, tu neapărat trebuie să te duci la școală, să înveți și să vin de și alți copii. Primul caz. Da, primul caz major care... Așa mai testasem emoții, dar acest copil m-a determinat să îmi pun mintea la contribuție, să văd ce se poate face pentru autovindecarea. Știi ce ar fi interesant, Daniel? Da. Să se facă un studiu comparativ cu mai multe persoane care aplică această metodă. Nu cumva e o diferență? Nu cumva ține și de energia proprie? Da. E un studiu care merită să fie făcut. Să sperăm că poate prezența dumneavoastră o să... Pentru că impresia mea este că nu este indiferent cine te tratează. Da. Vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune și pentru tot ce ne-ați împărtășit. Domnul Dulcan, ați avut un rol important în clarificarea unor lucruri care și pentru mine erau... Nu, dar este foarte important. Noi suntem într-o lume care nu mai e naivă. Da. Vede, citește, aude. Suntem la un nivel în care mai tot omul are informații despre sănătatea lui și nu poți oricum așa să-i oferim minuni sau miracole fără să-l informăm. Și omul când îți confirmă că într-adevăr a trăit, la 25 de ani a trăit treaba asta, realizează că nu este o poveste. Mulțumim, succes mâine la conferință. Mulțumim, și să auzim numai de bine. Doamne ajută! Toate cele bune și noastre! Sănătate!